Bă, da, Robertinho nu e acolo? Păi da, ascult cu mare atenție. El e liniștit, așteaptă meciul de diseară. Da, Robert, dacă noi, ce Robert, că sunt curios, Robert, tu ce ai zis, Robert? Chiar sunt curios. Păi asta am spus și eu, mare parte de ceea ce ai spus și tu în discursul tău, foarte bine argumentat și la obiect, mi se pare că se face prea mult tam-tam, pentru că există niște neconcordanțe, cum ai spus și tu, între ceea ce s-a anunțat și niște poze apărute ulterior și cu culminând cu... Și momentul ales, adică tu transformi Galeria Rapidului într-o anatemă, într-un putregai al fotbalului și al societății, într-un bau-bau fix după ce ai avut Rapid FCSB cu cel mai frumos spectacol posibil făcut de ambele galerii. Și apropo de asta, bă, indiferent ce mai spune lumea de lideri ăștia de galerie, Robert, liderii arată caracter. Uite ce a făcut Peluza Nord al lui Mustața azi noapte, da? Domne, pirotehnia, acum ce faceți? Chiar ne băgați, ne încarcerați, ne băgați la închisoare pe toți? Adică, totuși, Peluza Nord a dat un mesaj de susținere pentru Galeria Rapidului. Corect. Normal că au și ei interes. Dar asta dovedește o frăție până la urmă ultrașilor și dovedește că mulți dintre ei au și un caracter frumos. Nu doar ce ni se prezintă la televizor. Oamenii vor să facă spectacol, Horia, de-aia și-au ales lucrul ăsta, ultraseria asta. Te-am zis, un gest până la urmă de normalitate al Peluzei Nord. Corect, și un gest de care pot între ghilimele beneficia și ei, pentru că până la urmă ăsta e spectacolul fotbalistic. Acum, cum ai spus și tu, că nu sunt îngeri, că fiecare galerie are și uscăturile ei, este perfect de acord, sunt perfect de acord cu tine și așa se întâmplă. Dar nu se întâmplă numai la fotbal și nu de aici vin problemele din societate și din fenomenul ultras. Că mie mi se pare mult mai grav să intre câte 3-4 inci de la fiecare echipă, cu tot respectul față de cei de la Dinamo și cei de la UTA Arad, și să se bată pe gazon, decât niște torțe zburate din sectoarele galeriei spre teren și poate care fac parte din scenografia aia. Ok, nu este normal să arunci pe Ghencea, că a tot fost discuția contractul ăla cu Gigi Becali, și să-i coste pe administratorii stadionului sau pe proprietari câteva zeci de mii de euro să schimbă un petec de iarbă, care e hibrid. Dar trebuie să delimităm lucrurile. Dacă au greșit pe partea asta sportivă, și au mers spre ilegalități, că așa interzice legea, să intri cu alea pirotehnice pe stadion, să fie pitite pe acolo, să plătească. Dar de aici până a ni se prezenta, eu am avut impresia ieri dimineață și știi că și vorbeam la telefon, mă, parcă era un reportaj de pe frontul de la Donetsk. Domne, arme, muniție, nu e chiar atât de, nu s-a mers chiar atât de departe. Până la urmă e vorba despre niște ultrași care în comportamentul lor intră și arsenalul ăsta de artificii, petarde și așa mai departe. Cred că nici ei la Donetsk nu aveau armele. Așa, glumind, le foloseau cu alți copii. Da. Dar de aici până la ceea ce s-a întâmplat, cred că este cale lungă. Și nu știu, că la fel cum te sună pe tine multă lume, m-au sunat și pe mine ieri și steliști și dinamoviști, și foarte mulți rapidi, și există undeva și un semn de întrebare referitor la ceea ce ai spus tu. Domne, de ce acum, dacă e din 2023? Ok, de camera aia, eu am înțeles că se știa de prin noiembrie. Suntem în martie. Cambuza, celebra cambuza din Giulești. Se știa despre aia, era controlată. Eu mai mult, dacă vrei, o cameră tehnică, se știa, mansardată. Vasiliu nu știa. Sau cel puțin declara că nu știe. Face nimic, parte pe nimic. Planul stadionului. Avea lor acolo, e ACS-ului. Asta spun băieți, că... Băieți, nu vă mai țin. Vă urez emisiune plăcută. Așa, am vorbit cam mult, așa, sper să nu fi vorbit mult și prost, zic așa. Dar din punct de vedere moral, sunt alături de Daniel Niculae. Din punct de vedere
cum să spun, al înțelegerii fenomenului ultra și a ceea ce înseamnă tot acest fenomen care ridică și face mai frumos și potențează fotbalul românesc, repet, doar din acest punct de vedere al spectacolului galerilor, la fel sunt lângă Bocșiu și lângă Galeria Rapidului. Mai departe, organismele statului să-și facă datoria și cine a greșit, cum a zis foarte bine și Gigi Becali, să plătească. Toleranța trebuie să fie zero, mai ales dacă discutăm de arme, muniție și alte nenorociri de genul acesta, pentru că știți cum e, ne-am săturat de război, dar nu mai vrem războaie și pe la noi. Deși n-am văzut nicio dovadă că s-ar fi întâmplat asta la noi, dar în fine, repet, habar nu avem ce este în dosar și ar fi bine să fim ponderați până când nu vedem mai multe dovezi din dosar, din punctul meu de vedere. Autoritățile statului trebuie să le respectăm tot ceea ce fac, pentru că și ei muncesc, sunt foarte multe resurse și probabil că au niște, știu eu, dovezi foarte grele și foarte importante. Eu sper să nu se întâmple ca acești băieți să se ducă departe de familiile lor 30 de zile după gratii. M-aș bucura foarte mult și mai departe dosarul să-și urmeze cursul firesc în anchetă. Mulțumim mult de tot. Zi bună, Horia. La revedere. Numai bine. Horia Ivanovici a fost în dialog cu noi aici la Fanatic Superliga.